Rebecca, durerea lui Anthony a fost că înainte să vină Casian a fost o discuție în camera roșie cu Robin, care el a înțeles chestia asta că l-ai făcut un pic imatur. Și dacă eu zic de un om că nu este matur, înseamnă că n-am sentimente pentru el. Voi gândiți cu ce gândiți? Nu, nu, noi încercăm să-ți explicăm ce îl deranjează pe Anthony acum. Eu nu fac comparații și niciun caz, când am zis de Virginia că este frumoasă, n-am zis față de tine că este altceva. 5 ani ai. Na. Vorbește în continuare peste, că ai 5 ani. Uite, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ai. Ți-am spus eu așa ceva? Că am eu așa spus ceva? Că e clar ce crede. Hai, frate, lasă-mă că-mi ies din minți, mă jur. Mă jur, frate, de fiecare dată de când sunt aici în casă și m-a deranjat ceva, ai disperat. Ești pe deranjul meu, frate, și pe toate acțiunile mele care le-am văzut la tine, tu de fiecare dată ai stat și mi-ai căutat numai... Eu n-am să te calmezi. Și acum și vorbești... Nu am să te calmezi. Dacă asta vrei să faci, nu mai poți, frate, nu poți să port o conversație cu tine, tu nu vezi? A venit Robi, să clarificăm, nu vrei să clarificăm. Ce să clarificăm, frate, ce să clarificăm? Tu cu impresia ce să clarificăm? Te simți bine în prezența lui, te simți mai bine cu el și punct. Du-te-n, Doamne, iartă-mă că te-am băgat prea mult în seamă, pe bune, tu ai ajuns să mă judeci. Îți iei pedeapsa, unde te duci? M-ai băgat prea mult în seamă? Mă las să mă duc înapoi, că nu mai vreau să mai discut. Hai că, băi, omule, am venit aici să vorbesc cu tine, mai am puțin și mă pun acolo în genunchi și vii și îmi bagi cuvinte în gură, că auzi tu, cred că de fapt și de trebuie despărțire. Îmi spui tu mie că mi-ai dat prea, că m-ai băgat prea mult în seamă? Ce am făcut, femeia? Am venit la tine ca să vorbesc. Vezi că eu nu vreau o relație ca Anthony și Rebecca, da? Dacă tu ești ca Anthony, mai bine te rog frumos să mă lași. Ce Anthony, bă, ce Anthony, ce Anthony, ce treabă are Anthony? Vorbește-mă mai frumos, că uite femeia asta cu minte în fața ta, mă, frate. Vorbește-mă mai. Bă, tu acum ce faci? Mă pui iarăși pe mine. Și ce vrei să fac, bă, dacă nu am nervi, frate? Am nervi. Și ce vrei să fac? Să vă bagă nimeni în seamă. Vă certați pe nimic.